Ne pregătim pentru primul duel al etapei a 9-a în Superliga României. Ne aflăm în Covazna pentru duelul dintre Șep și Oeșca și CS Mioveni. Marcă Tamaș, 28 de ani, un fundaș central. Aici ocazie mare, imensă, prima șansă a partidei. Balon scos de Cosmin Matei cu călcâiul. Ce intervenție a putut să aibă acolo Matei. Ștefănescu pentru Matei. Mai departe așteaptă și primește Radoslav Dimitrov. Ezită să centreze, Dimitrov învăluie, reprimește Ștefănescu, bară! Bălașa nu mai are forță. Și mai mult decât atât, Bălașa nu are poziționarea corectă. Dar execuția lui Ștefănescu vine în minutul 24 și este o bijuterie. Dacă acel balon ar fi prins spațiul porții, cu siguranță că Iustin Popescu ar fi avut reale probleme să poată să ajungă la acea minge. Matei execută, balon aruncat în careul Mioveniului, atenție! Ocazie mare! Incredibil! Cum poate Iustin Popescu să aibă acel reflex? Se resimte însă capitanul Adrian Scarlatache. George Găman este avertizat din camera VAR cu privire la ceea ce s-a întâmplat în careul Mioveniului mai devreme. Mână pe Bălașa care cade acolo. Noi revedem cum a decurs mai departe acțiunea. Totul pleacă de la centrarea lui Dimitrov. Ceva probleme în defensiva Mioveniului. Recuperare facilă. Alexandru Iacob pentru urcarea lui Alexandru. Reprimește Alexandru. Așteaptă în flanc. Și iată cât de rău se apără Bălașa. Gol! 1-0, superb la debut. Albanezul Blerim Krasicki reușește să deblocheze tabela. Execuție magnifică, execuție care nu-i dă nicio șansă lui Roland Nițul. Este 1-0 pentru CS Mioveni. Covăznenii s-au apărat cum nu se poate mai rău. În mod special Mihai Bălașa, de nepermis, cât de bine a putut să intre acest Blerim Krasicki. A făcut două acțiuni periculoase și deja la a treia fază reușește să-și treacă tabela în numele pe tabela marcatorului. Blerim Krasicki, omul care aduce primul gol al serii la Sfântul Gheorghe. De neînțeles și a încercat să facă Bălașa, adică ne putem da seama că Bălașa a încercat să îndepărteze acel balon, dar cred că a făcut confuzie cu antrenamentul Bălașa, pentru că acesta este un joc oficial și să ai o astfel de intervenție, până la urmă reacția va veni din partea lui Bergodi. Tudori e pregătit deja să fie aruncat în luptă. Atenție, aici este șansă bună. Probleme din nou de astă dată la finalizare. Garuti pentru CS Mioveni. Păun așteaptă și primește bine Ștefănescu, nu este offside. Gol! Anulat pe motiv de offside. Tudorie pleacă prea devreme, fază frumoasă, dar nu cred că la Tudorie, cât la Marius Ștefănescu este poziția în afara jocului. Revedem aici, într-adevăr, la Ștefănescu este offside.